și domnilor reprezentanți ai televiziunii Exclusiv TV. Astăzi ați fost convocat în ședința ordinară prin dispoziția domnului primar, conform prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ. Fac precizarea că toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost analizate și avizate spre aprobare de către comisiile de specialitate. Fiecare proiect de hotărâre are în spate referatul de aprobare al domnului primar și rapoartele compartimentelor de specialitate, plus adresele care stau în spatele proiectului de hotărâre. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, rog să analizați procesul verbal din ședința anterioară și după aceea să o supunem la vot. Dacă aveți completări sau nu. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Constat că din cei 11 consilieri în funcție numai domnul viceprimar lipsește, domnul consilier în calitate a anunțat că întârzie va veni și dumneavoastră. Dau cuvântul domnului președinte de ședință să conducă ședința și să aprobe proiectul lor. Mulțumesc, doamnă secretară. Așadar, declar ședința deschisă, ședința ordinară a Consiliului Local Secuieni din data de 30.08.2019. O să dau citire ordinii de zi de astăzi, după care o să supunem la vot. Primul punct de ordine de zi este proiect de hotărâre privind implementarea obiectivului de investiții, amenajare, grupuri sanitare, la școala primară, sat Lodișoarele, Comuna Secuieni, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Lelgaz Green, S.A. pentru un teren în suprafață de 1 metru în vederea executării, metru pătrat, în vederea executării lucrării de montare stâlp pentru întărirea rețelei PTA 1 Chiticeni. 20.04 kW, 63 kV, circuit 1 în vederea alimentării cu energie electrică, anexe, exploatare agricolă, aparținând consumatorului PFA Brănișteanu Gheorghe. Inițiator, domnul primar David Dumitru Cosmil. Punctul numărul 2, numărul 3, pardon. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Green, S.A. pentru un teren în suprafață de 106 metri pătrați, în vederea executării lucrării întăririi rețea PTA 1 Chiticeni 20/04 kW, circuit 1, în vederea alimentării cu energie electrică anexie exploatare agricolă, aparținând consumatorului PFA Brănișteanu Gheorghe. Inițiator, domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Secuieni, Compartiment de Asistență Socială și Autoritate Tutelară și Școala Gimnazială Secuieni. Inițiator, domnul primar. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directă crescătorului de animale Palat de Dan, membru al colectivității locale, în urma depunerii cererii acestuia. Inițiator, domnul primar. Iar la punctul 6 este diversie. Înainte să începem primul punct, dacă se înscrie cineva pentru cuvânt, dacă au fără diversă, vă rog. Nu, toți. Bine. Atunci, o să... o să vedem pe parcurs. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind implementarea obiectivului de investiții, amenajare grupuri sanitare la școala primară, sat Vlădișoare, Comuna Secuieni, județul Bacău. O să supunem, scuzați, o să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Deci așadar am început primul punct, l-am citit. Câteva detalii. Aici ne s-au alocat 70.000 de la Ministerul Educației Naționale pentru reabilitarea grupurilor sanitare de la școala Glodișoarele, inclusiv puțul forat pentru apă. Tot aia cu obiecte sanitare și
alimentare cu apă. Restul, dacă o să mai fie nevoie în care rămân acești 70.000, o să mai suplimentăm din bugetul local. Când o să puteți prezenta nouă un deviz de lucrări sau cine e următoare? În ședința următoare. Așadar, știm despre ce este vorba la primul punct al ordinii de zi. O să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Green S.A. pentru un teren în suprafață de 1 metru pătrat, în vederea executării lucrării de montare stâlp pentru întărire rețea PTA 1 Chiticeni per 20,4 kW. Circuit 1 în vederea alimentării cu energie electrică. Anexe exploatare agricolă aparținând consumatorului PFA Râneșteanu Gheorghe. După cum știți, este vorba de domnul Brâneșteanu care are la ieșire din Chiticeni acea asociație și cei de la Delgazul ca să facă investiții, după cum știți, s-au mutat o stâlp la limita proprietăților și aici fiind interiorul nostru, trebuie să închiriem acel metru pătrat cât este stâlpul de înaltă, joasă tensiune. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supunem. Punctul numărul 3. Proiect de operare privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Green S.A. pentru un teren în suprafață de 106 metri pătrați, în vederea executării lucrării întărire rețea PTA 1 Chiticeni 20x04 kW, circuit 1 în vederea alimentării cu energie electrică, anexe, exploatare agricolă aparținând consumatorului PFA Brânșteanu Gheorghe. De aceeași... Da, este aceeași chestie. Așa că o să supunem și acest punct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Secuieni, Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară și Școala Gimnazială Secuieni. Da. Da, și cum am spus, ne asumăm prin semnarea prezentului protocol de colaborare, părțile și exprimă acordul de colaborare în vederea dezvoltării serviciului de asistență socială prin intermediul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul AT Secuieni, care are ca scop protecția copilului aflat în situații de risc și integrarea socială, precum și colaborarea părților în vederea realizării unor activități cu caracter educativ, civic pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar. Dacă aveți nelămuri. Mulțumim, domnul primar. Așadar, o să supunem la vot și acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directă crescătorului de animale, Pala de Dan, membru al colectivității locale, în urma cererii depuse de acesta. Ai călcătoarea de animale, domnul Vici, trebuie să vă povestesc mai mult, dar este în concediu. Dar ce am văzut în proiectul de hotărâre și spunea de motive, unde primește condițiile cu încălcătoarea de animale, 21 de ovine, 51 de caprine și revine o suprafață de 11,25 hectare. Toate în zona Ulucea. Și așa este procedura, în fiecare lună, trebuie aplicată următoarele cereri care vin la Registrul Agricol. Supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Dar este pășunie. La capitolul diverse, dacă vrea să ia cineva cuvântul. Poftiți, domnul Eugen. Domnul primar, stați, este toată cea mai bună. Doamna Lupu Gica da. Mi-a zis de mai multe ori
au fost, deci am avut multe rugăminți din partea dânsii. Adică femeie în vârstă, badană, în fața acolo la dânsa, e căzută lampa. Deci am rugat, am vorbit, domnul... Deci a fost una de stâlpul respectiv, a fost lampă, nu? Da. Domnul Vici cunoștea problema respectiv, o și promis că o să se rezolve, dar dacă dânsul în momentul de față lipsește, deci vine cu rugămintea asta să... O lampă veche poate fi, nu neapărat... Am înțeles, am înțeles. Nu mai să fie un biet pus acolo la... Am înțeles. Eu am în vedere și, oricum, de ce fac criterii astăzi la Bădincen, care poate mulți zare și partea domnului Cano, o să ajung și la Bădincen, tot în cursul zilei de anul. Nu, dar cred că nu e o defecțiune. Cred că e vorba doar de programatorul ăla de la Stâlp sau ceva s-a întâmplat. Am înțeles. E vorba de o săptămână, deci nu... Dar dacă uitat... de loc sau ce se întâmplă? Nu, deloc. Deci niciun bec în tot satul. E posibil să fie căzut siguranța din tablou, dar o să verifici... Asta, cred că e o chestie simplă, pentru că nici la Chitice nu a fost, după aia am văzut că seara la Chitice nu a ars, dar la Băleni... Da, deși... da. Deci astăzi se rezolvă și la Băleni, la Chitice vedem dacă avem lampă de stop sau nu. Dacă nu, de o să fie una veche, deci nu pretenții, nu știu... Și eu mai aduc aminte cu degajarea tubului ăla. Da. Aia o am înțeles, dar știu despre ce este. Da, era vorba de iluminatul stradal din Valenci și cu chestia cu canalizarea aia. Scuze-mă, dorește cineva să mai intervină? Dar spune domnul Treșteanu. Domnul primar, ar vrea să propun o întrebare dacă se poate și dacă este luat în considerare de mine, dacă nu, nu. O să vină frigul. Așa. Avem bătrâni care sunt cu pensii mici. Problema pădurii și a lemnilor. Cum îi putem ajuta? Păi, la momentul respectiv se fac cereri la primărie, se face un tabel cu cât material de gros aveți nevoie și terasa comună avem parchet la domnul Burulea și din parchetul respectiv se... Sunt pensii de 3-4 milioane vechi, da. Și o căruță de lemn de 5-6 milioane. Vă dați seama. Am înțeles, unde sunt, o să vorbim și la compartimentul asistență socială, să vedem dacă sunt cazuri atât de grave. O să intrăm cu niște ajutoare suplimentare, dar nu au fost până acum, dar... Dacă sunt, în mare drag, o să prindem în discuție. Noi... Sunt oameni cu probleme. Da, sunt oameni cu probleme, sunt. Nu mă pun în cazul meu, am pensie de 7 milioane. Ce este problemă, ca să știți cu cei care nu au pădurea dată în pază. Care nu este dată în pază, nu se poate nici... Nu se poate marca. Da. Și aici este o problemă. Am vorbit cu șeful acolo. Vă așteptăm un răspuns, să vedem ce se poate face. Deocamdată ce nu este luat în pază, nu se poate marca. Eu m-am dus eu în cadurile de la mine ce furasă ăștia și ce le-au luat să se nu am voie. Totuși, eu nu văd o soluție. Adică sunt proprietar de teren, de păduri, și nu pot să mă duc să-mi iau un lemn, că nu-i sub pază. Aveți pădurea respectivă. Deci, dar nu că n-am dat-o noi sub pază. Nu puteai să o iei. M-au spus că e departe de cealaltă pădure la Orarițe, care... Am avut o discuție că am văzut, ar trebui să se ia toate pădurile în pază. Nu știu dacă e oficial. Dar nu e vorba de pădurea asta după de-ala, prin Băluș. Deci aici e problema. Deci dacă ei nu pot să iei... Dar nu poți niciodată sub pază. Pădurea respectivă. Și noi acolo avem păduri, deci... Înainte ne mai duceam, nu ne zicea nimeni nimic. Luam o căruță, două de lemne. Acum... Da, nici nu poți să tai, nici nu poți să... De la două milioane, dacă te împinzi poliția... Da, nu e de asemenea. O soluție trebuie să existe. Da, 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 Lasă-mi tăiatul, aia altceva. Vreau să vă spun despre centrul cu peleți, cred, nu? Da, da, primul mă costă 60 de milioane peleți. Da, e clasă. Că nu se asemenea. Luați alta pe lemn. Dorește cineva să mai intervină? Atunci, acestea fiind spus, vă mulțumim pentru participare. Declar ședința închisă.